Iar în ciuda crizei economice, pandemice, a scumpirilor usturătoare la produse și servicii, unii moldoveni nu renunță totuși la vacanța planificată. Agențiile de turism sunt și ele pregătite cu oferte atât pentru sejururi în țările vecine, cât și pentru unele pe tărâmuri mai îndepărtate. Prețul pachetelor pornește de la 100 de euro și ajunge la câteva mii în funcție de conținutul acestora. Tânăra din imagine a decis să înceapă anul 2022 cu ceva nou, așa că a schimbat destinația de vacanță. În locul muntelui, ea a ales marea și anume Pecea Roșie din Egipt. Ar fi o experiență nouă, să schimbi și să faci sărbătorile nu cu fulgi, dar cu nisip și la soare. Agențiile de turism au diferite oferte pentru cei care vor să se odihnească pe tărâmurile calde. Pentru unele, prețurile par destul de pipărate, dar merită, spun administratorii care au recunoscut că acestea sunt alese de un număr totuși redus de persoane. O vacanță în Maldive începe de la 4.000 de euro acum în prezent, cu zborul inclus pentru două persoane. Avem turiști care procură astfel de vacanțe, vreau să zic că nu sunt așa de mulți, dar oricum sunt doritori. Tanzania, în Zanzibar, la fel unde moldovenii încep de la un buget de 755 de dolari de persoană. Sunt cine festive speciale la cererea turiștilor cu diferite manifestații a localnicilor, cine speciale, artificii, focuri de artificii. De la 1000 de euro în sus ar trebui să scoată din buzunare părinții care vor ca micuții lor să ajungă în vestita acasă a lui Moș Crăciun din Laponia. Iar cei care vor să obțină senzații tari de la schiat pot merge chiar și în Turcia cu aproape 700 de euro de persoană. Cine dorește o destinație nouă, care au mai fost deja, sunt schiori experimentați Bucovel, România, optează pentru o destinație nouă, cum ar fi Turcia. Orașul? Uludag. Iar amatorilor de promenade în locații istorice, li se recomandă excursii în orașul Istanbul, alegere tot mai populară în rândul moldovenilor. Turiștii iubesc acest oraș, cei care au fost măcar odată neapărat se întorc. De ce? Oferta este în vogă acum. Agențiile au oferte și pentru pensiunile din țările vecine, România și Ucraina. Sejururile încep de la 100 de euro și ajung până la câteva sute în funcție de pachetul ales. Indiferent de destinația pentru care vor opta, moldovenii sunt îndemnați de autorități să verifice informațiile poliției de frontieră. Pentru a evita carantinarea, ei trebuie să aibă pregătit rezultatul negativ al testului PCR, indiferent dacă au fost sau nu imunizați împotriva COVID-19.